de-a lungul timpului, sau mai bine spus, de-a lungul istoriei gândirii, au existat două moduri semnificative prin care umanitatea a răspuns la întrebările cine suntem, de unde venim, încotro ne îndreptăm sau care este sensul vieții. Pentru unii, argumentația este una metafizică și se bazează pe credința absolută în divinitate. Dumnezeu a creat lumea prin logos, din dragoste, iar apoi a încununat-o, aducând la viață omul. Plăsmuit după chipul creatorului său, conform referatului biblic, adică înzestrat cu rațiune, voință și afectivitate, omul a fost invitat încă de la început la comuniune, să devină și după asemănarea cu Dumnezeu. Conform aceluiași referat, relația omului cu Dumnezeu s-a deteriorat în momentul neascultării. După acest episod, structura omului avea să se modifice. Rațiunea i-a fost întunecată, iar voința și afectivitatea compromise. Relația cu natura și universul întreg a avut de suferit. Consecința ultimă a fost moartea somatică. Creat însă prin suflarea de viață, omul supraviețuiește în veșnicie prin suflet. Restabilirea relației cu Dumnezeu avea să se realizeze ulterior prin jertfa de pe cruce a Mântuitorului. Dacă pentru religie, întreaga creație se raportează la Dumnezeu, pentru altă categorie, natura și omul reprezintă cauze sau consecințe ale unor formule ce își găsesc explicația doar prin știință. Pentru gânditorii acestor teorii, evoluționismul rămâne sau constituie răspunsul la marile întrebări existențiale. Darwin considera că în câteva miliarde de ani, chiar și un vierme poate deveni om, iar libertatea gândirii este cel mai bine promovată prin iluminarea treptată a minților umane care rezultă din avansarea științei. Din păcate, de-a lungul timpului, dialogul dintre știință și religie, în special în apusul Europei, nu a fost unul constructiv. De fapt, nici nu a existat. Un factor important în această nereușită l-a jucat geopoliticul, dar și orgoliile mărunte. Teologii vremii, abandonându-și vocația, au văzut în oamenii de știință niște eretici, în timp ce aceștia din urmă au eșuat la rândul lor, considerând religia drept o manifestare primitivă sau o unealtă de control a maselor. Paradoxal, nume celebre precum Nicolaus Copernic, Giordano Bruno, Galileo Galilei sau Johannes Kepler au fost pe lângă oameni de știință și teologi, unii chiar preoți. Ideile lor au fost însă prea îndrăznețe pentru mințile mărunte ale vremurilor de atunci. Heliocentrismul avea să fie în cele din urmă acceptat ca adevăr, iar numele acestor părinți ai științei moderne reabilitat. Așadar, putem spune astăzi că de fapt conflictul nu a fost între religie și știință, ci între oameni cu viziuni și experiențe diferite, în momente ale istoriei neinspirate. Poate că dacă lucrurile ar fi stat altfel, umanitatea ar fi zburat cu elicopterul încă din timpul lui Leonardo da Vinci. Istoria își are ritmul ei, iar căruța evoluției trebuie întotdeauna armonizată între genile care dau direcția, vizitivul care ține hățurile și restul societății care trage sau împinge atelajul. Timpul a trecut, iar astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de un dialog autentic între știință și teologie. Pentru a parafraza un citat atribuit lui André Malraux, putem spune că secolul 21 va fi unul spiritual sau nu va fi deloc. În acest context, se cuvine ca teologia și știința să depună un efort comun pentru binele și viitorul omenirii. Teologia trebuie să-și racordeze limbajul la noutățile științifice, iar știința să recunoască faptul că a avansat atât de mult încât a ajuns din urmă adevărul propovăduit de religie încă de acum 2000 de ani. O puntă de dialog, în acest sens, o reprezintă omul de știință, Dumitru Constantin Dulcan, general în rezervă, profesor, medic neurolog și psihiatru, doctor în științe medicale, membru al Organizației Internaționale de Cercetare a Creierului, membru al Academiei Americane de Neurologie,
sau membru al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România. Întreaga viață și-a depus-o pe altarul științei, iar rezultatele cercetării sale reprezintă adevărate repere universale. Concluziile și avertismentele profesorului Dulcan nu lasă loc de interpretare. Creierul uman reprezintă un laborator complex pe care noi astăzi încă nu știm să-l folosim, dar pe care avem datoria să-l explorăm și să-l utilizăm cât mai mult. Trebuie să învățăm să ne controlăm gândirea și emoțiile, pentru că ele ne influențează viața, dar și echilibrul planetar. Minunile există și au o explicație religioasă. Știința și religia au un numitor comun. Universul este guvernat de legi inteligente, gândite de o inteligență supremă. De noi va depinde însă dacă, asemenea personajului adamic din opera lui Michelangelo, ne vom orienta degetul științei către divinitate și vom înțelege că iubirea este aripa dăruită de Dumnezeu sufletului pentru ca acesta să urce până la el. Pentru mine Iisus este cel mai mare învățător a tuturor timpurilor. Pentru că toate, dar absolut toate cuvintele lui sunt perfect superpozabile pe științele actuale. Absolut, luați orice cuvânt. Și ce aduce Iisus față de Buddha în plus? Nu numai iubirea, iertarea. Este extraordinar. Din punct de vedere științific, ce înseamnă iertare? Înseamnă pur și simplu modificări la nivelul ADN-ului, adică al fundamentului genetic al nostru, al elementului genetic fundamental. Înseamnă ștergerea programului patologic, pattern-ului, cum spun noi, modelul patologic de boală. Asta nu se poate șterge decât prin iertare. Alți termeni, mai simplu spus. Vrei să-ți vindeci o boală gravă? Împacă-te cu toți cei care te urăști. Este exact mesajul pe care Mântuitorul dă celor care veneau și cereau vindecare. Ei, atunci iată, după 2000 de ani, explicat acest fantastic îndemn al lui Iisus, iertarea, prin genetică. Realizați că ceea ce spun eu este un adevăr, că Iisus este cel mare învățător a tuturor timpurilor. Eu discut despre Iisus nu din punct de vedere teologic, pentru că nu e competența mea, nici datoria mea. Eu discut despre Iisus din punct de vedere al omului de știință, de cunoaștere științifică. Că mulți mă întreabă, dar de ce nu admit natura teantrică? Dar nu, nici nu o neg, nici nu admit, pentru că nu este competența mea. Nu asta este datoria mea. Datoria mea este să discut din punct de vedere al omului de știință, de cunoaștere. Și faptul că toate cuvintele lui Iisus le putem explica astăzi prin termeni științelor moderne sau noi științe, dacă vreți, mi se pare extraordinar de important. Pentru că, iată, asta înseamnă că după 400 de ani de dispute între știință și religie, noua știință vine să confirme religia, existența divinității. Cu asta mă închei mintea de dincolo. Dumnezeu există și cu asta o dispută de 400 de ani între știință și religie trebuie să înceteze. Este argumentat. Experiența morții clinice. Fizica cuantică. Păi, universul cuantic este universul pe care îl văd oamenii care au moarte clinică. E aproape identic. Acolo există continuitatea timp-spațiu. Acolo nu există sus, jos, dreapta, stânga, ieri, azi, mâine. Și totul este într-un cont, în același punct. În același punct există mii de entități pentru că sunt la nivel de frecvențe. Acolo există această pe care, ceea ce Max Planck, deci cel care creează termenul de cuantică, există o minte, ceea ce numește el minte a materiei, inteligență sau înțelepciune, dacă vreți. Această conștiință pură care dă în permanență, cu energia din câmpul cuantic, dă noi forme materiei, în permanență. Dar această fizică cuantică nu este și ușor riscantă, pentru că 1 plus 1 face 2, dar pot exista și mai multe variabile? Nu-i deloc. Există două maniere de a... Este logica formală, 1 și 1 fac 2 și există logica asta analogică în care 1 poate să fac și 1 fac 2, 3, 1000. Este rațiunea de dincolo. Universul paralel nou, universul spiritual, are o altă logică. De pildă, una din legile întinderii. Nu există legea întinderii. Numai aici, pe fotolul ăsta, nu eu pot să stau. Dincolo pot să fie 1000, 1000. De ce? Pentru că în punctul ăsta sunt doar frecvențe. Nu este forma fizică. Dincolo este ființe non-fizice, non-gravitaționale. De aceea legile și logica este alta. Nu e niciun risc. Numai că sunt două universuri cu logici diferite, cu legi diferite. Asta e tot.
Noi venim de acolo. Acolo e lumea noastră reală. Acolo e domiciliul nostru. Acolo e acasă. Noi venim aici doar temporar pentru, am spus, pentru ca să experimentăm condiția noastră fizică, de care avem nevoie în planul de dincolo, unde, asta cred eu, suntem surse pentru noi creații de univers. Și condiționată de activitatea noastră de aici, de faptele de aici? Indispital. E o aici faptă și răsplată? Aici sau în alte universuri. Aici sau în alte universuri. Dar se pare că planeta Pământ, din punct de vedere al conștiinței, este între cele mai întârziate, rămase în urmă. Și că în această condiție dificilă noi ne reușim să acumulăm foarte multă energie de care avem nevoie, să spunem, energie pozitivă. Ne echilibrăm din punctul de vedere energetic toate acele minusuri care le-am acumulat de-a lungul existenței noastre prin universul ăsta. Și că de aceea planeta asta este atât de mult populată și dorită. Sfântul este un om etern? Tot e eternă să steți etern. Mă refer din punct de vedere al vibrației lui pozitive. Sigur că da. Și cu efecte vindecătoare. Eternitatea, da. El prinzează eternitatea prin conștiința lui. Și atunci așa se explică de ce în anumite situații contactul cu moaștele unui sfânt produce efecte în plan medical, în plan în planul vindecărilor? Sunt două lucruri aici. Unu. Noi ne creăm propria realitate. Deci îți creezi ceea ce gândești. Pe de altă parte, acele moaște sunt investite cu o energie, cu un câmp de energie, în care, evident că în momentul în care oamenii merg acolo, mai întâi prin autosugestie, prin ceea ce cred despre lucrul ăsta, își creează o realitate și sigur că da, condiția ei în care se află expuse aceste relicve, nu pot să intru în conflict cu biserica spunând că nu au niciun rol. Dar în același timp nici n-ar vrea să se înțeleagă că acest exod, această lume care pleacă pe drumuri, nu frizează cumva, poate și puțină naivitate. Adică ele sunt niște relicve indubitabil utile omului religios. Maniera în care ele funcționează, cred că trebuie să fie una decentă și nu una a excesivității. Aici este riscul religiei și riscul teologiei de a ști să-și calibreze la un dat mesajul și învățătura. Pentru că ceea ce dumneavoastră spuneți este... Pentru că se demonetizează până la urmă dacă lucrurile astea se fac în exces. Aș vrea să fiu bineînțeles, pentru că știu că există mulți pescuitori în ape tulburi și puteți avea aici discuții. Rezonez cu dumneavoastră, suntem în aceeași, în aceeași undă. Ceea ce ar fi interesant totuși de precizat este dacă faptul că Sfântul nu este generator prin sine de energie, el o primește de undeva. El o primește... Noi toți suntem, fără excepție, noi toți suntem receptori și emițători. Așadar, închinarea Sfântului este o închinare adresată celui care și-a dovedit activitatea. Povestea este că recipientele nu sunt egale, că sunt recipiente mai permisive pentru energia aia care vine din planul divin și altele mai puțin permisive pentru faptul că a adunat foarte multă zgură. Noi toți avem lumină în noi, dar... Pentru unii, stratul dintre lumină și suprafața corpului este mult mai gros. La alții e foarte subțire și se vede mai ușor. Se bate lumina mai ușor. Adică, efortul de evoluție spirituală la unii este mai mare, alții mai mic. Sau, stadiul de evoluție spirituală este diferit de la unii la alții. La unii lumina apare, sunt iată la un Arsene Boca, la oameni, la Serafim de Sarov sau Nectarie sau atâția alții. Am avut și noi, sfinții noștri. Lumina este mult mai pregnantă, este vizibilă, este în același timp ușor de împărtășit de altora. O lumânare nu-și pierde nimic din substanță și strălucire atunci când aprinde o altă lumânare. La fel, și sfinții sunt asemenea unei lumânări. Ei se mistuie pe sine pentru a lumina calea altora. Creat după chipul lui Dumnezeu, omul este un adevărat microcosmos. Depinde însă și de el să creadă și să trăiască în aceeași logică a existenței. În urmă cu aproape 3 secole, un țăran din Kursk
reușea să ofere răspunsurile pe care astăzi le căutăm prin laboratoare și institute de cercetare. Fără prea multă carte, Sfântul Serafim de Sarov considera că este mai de folos să-ți plângi păcatele decât să stai de vorbă cu îngerii. Împacă-te cu Dumnezeu și mulți oameni vor veni să se împace cu tine. Dacă vrei să păstrezi pacea sufletească, să eviți pe toate căile să-i judeci pe ceilalți. Sfântul Serafim era tot timpul smerit și bucuros. Spunea că veselia nu este un păcat, ci ea alungă oboseala, căci din oboseală vine deznădejdea, care e mai rea decât toate. Ușa chiliei sale era deschisă mereu și oricui. Era iubit până și de animalele sălbatice. Își întâmpina vizitatorii zicându-le: "Bucuria mea, Hristos a înviat!" Iar apoi le săruta mâinile în semn de smerenie. O întâmplare sugestivă avea să se petreacă în noiembrie 1831, despre care spunea că s-a făcut pentru ca toată lumea să înțeleagă. Atunci s-a întâlnit cu un oarecare Nicolai Motovilov, pe care l-a vindecat de o boală gravă. Acesta, dorind să afle mai multe despre scopul vieții, îl întreabă pe Sfântul Serafim cum poate fi dobândită sfințenia și Duhul Sfânt. Este nevoie să lăsăm Duhul Sfânt să pătrundă în inimile noastre. Toate cele bune pe care le săvârșim în numele Lui Hristos ni s-au dat prin Duhul Sfânt și le putem face mai ales prin rugăciune, care ne este tot timpul la îndemână, spunea Sfântul, și pentru a-i demonstra, a început El însuși să radieze lumină, iar pielea să-i devină strălucitoare. Motovilov a simțit că îi se deschid ochii și a văzut cum fața bătrânului strălucea ca soarele. Sufletul i s-a umplut de pace și liniște. Atunci i-a spus Sfântului că nu-l mai poate privi pentru că fața îi strălucea ca soarele. Sfântul însă i-a răspuns: "Nu te teme, acum și tu ești la fel de strălucitor ca și mine. Înseamnă că și tu ești în lumina Duhului lui Dumnezeu. Altfel, nu mai putea vedea că sunt așa." Situația avea să fie explicată în 1899 într-un interviu dat de Nikola Tesla, unul dintre cei mai mari savanți ai tuturor timpurilor. "Este suficient să credeți. Totul este lumină. Și nu uitați, nimeni nu moare, ci se transformă în lumină. Adică, particulele de lumină revin la starea lor inițială." Așadar, cel care cunoaște este ca și lumânarea aprinsă, de la care își aprind lumina mii de alte lumânări. Sfântul Nectarie spunea că rugăciunea este soarele ochilor nematerialnici ai sufletului. După cum soarele este lumină pentru trup, rugăciunea este lumină pentru suflet. La fel și părintele Arsenie Boca învăța că omul este creat nu pentru pământ, ci pentru cer. Taina lui Iisus era că în trupul lui se ascundea Dumnezeu, iar taina noastră a creștinilor este că în făptura noastră se ascunde Hristos. Și uite așa, ajungem și la cuvintele lui Albert Einstein. Există două moduri de a trăi viața, ca și cum nu ar exista miracole sau ca și cum totul ar fi un miracol. Stat de vorbă cu oameni care l-au cunoscut bine pe Arsenie Boca și mi-au povestit realmente de efectele terapeutice pe care le-a avut pentru mulți cu boli, în mod cert. M-am întrebat, uite, a spus o întrebare foarte importantă pentru momentul discuției. De ce ateismul nu ia în discuție explicația vindecărilor spontane, instantanee, prin biserică?
Dacă nu există Dumnezeu, dacă aia n-are niciun efect, dacă oamenii se duc degeaba, dacă sunt niște naivi, de ce se vindecă unii dintre ei? A, o să-mi spuneți, păi să vindecă și pe medicină spontană. Dar domnule, dar ăla ani de zile s-a tratat prin medicină, n-a avut niciun efect și se duce deodată acolo, se vindecă. Ala e momentul spontaneității? Păi eu dau exemplu în sensul pierdut acelui aviator în care avea absolut toate membrele paralizate, cu tetraplegie, în care stă 24 de ani, în care nici măcar, cum spune el, de o muscă nu se putea apăra. Și în momentul în care este pregătit și se dus la mormântul Sfântului Nectarie, apare vindecarea pe 24 de ani. Păi eu sunt medic și neurolog. Vreau să mă credeți. Nu există în istoria științei vreodată un om care după 20 de ani de paraplegie, în care el nu poate să mai miște nimic, în care coloana este secționată, că era aviator, în plană de război, a fost invalidat. Dus în America, la medicul lui Roosevelt, Howard Rusk, plimbat pe la toți medicii. Păi nicio șansă, pentru că nu are șansă, n-ai cum, se întrerupe legătura dintre creier și măduvă. Deci comanda membrilor, mișcarea noastră este comandată de creier, dar prin măduvă. În momentul în care măduva este secționată la nivel cervical, de acolo în jos, nimic nu mai mișcă. Ori el se vindecă tocmai după ce este dus de câteva ori la mormântul Sfântului Nectare. Credința ta te-a vindecat? Păi aia nu mai poate să-mi spune cineva că este sugestie, că e vindecare spontană. Și atunci mă întreb, de ce nu luăm noi în discuția de existenței sau nu a divinității și asta? Dom'le, explicați vă rog, cum puteți să-mi explicați mie că s-a vindecat omul ăsta tetraplegic, ceea ce nu este posibil sub nicio formă pe cale științifică medicală, numai ducându-se la mormântul lui Nectarie. Bucură-te, Sfânt Ierarhe Nectarie, mare păcătorule de minuni. Cum funcționează rugăciunea? Deci oamenii simpli au un răspuns. Și nu numai oameni simpli. Cum funcționează? Dacă noi spunem că acesta este o discuție simplă, un cuvânt aruncat aiurea în neant, cum de cuvântul ăla produce un efect? E o întrebare. Pentru că umanitatea, lumea este creată prin logos, Domnitor, acea energie, rațiune. Eu am experiențe în sensul ăsta, acum nu vorbesc de teorii. Eu am experiențe, deși din timp am experiențe în care am văzut răspunsul, planul de dincolo, la modul ultra concret. Unele erau experiențe comune, nu eram doar singur. Am deschis în cărțile mele lucrul ăsta, eram trei oameni în care vine un om și spune exact ceea ce a fost în gândul nostru. Știu ce mi s-a întâmplat, optim, regăsesem pe drum cu mașina care nu mai putea să meargă nici în dreapta, nici în stânga, se întunecase totul și eram pur și simplu pierduți în spațiul ăsta lui. Și fără bani în 90, vă știți foarte bine condițiile atunci. Și vine din toată cineva și spune, știu ce mi s-a întâmplat și îți rezolvă toate problemele. Mi se poate explica de câte cineva științific? Nu-i mai bine să admitem că și omul de știință are nevoie de același ajutor? Nu și omul de știință, apropo de asta, am scris acolo, că numai ateul crede că e fără Dumnezeu, Dumnezeu, deci cum nu știe că e cu el? Și mai e un lucru. E un lucru care este extrem de important. Oricât ai fi de necredincios împotriva ideii de divinitate, în primul plan plătești, dar cu timpul ajungi tot acolo. Ăla e momentul tău de evoluție. E momentul în care n-ai suficientă evoluție spirituală, dar timpul are răbdare. Numai noi n-avem răbdare, că viața noastră e limitată. Dar pentru univers e timp. El e infinit. Mai devreme sau mai târziu, toți ajungem acolo. Și exact cum spune Iisus, pentru toți există iertare. Lucrul ăsta mi se pare fantastic, colosal. Că există o ființă divină. Toți care s-au întâlnit acolo spune că este o iubire copleșitoare. Că niciodată el, în iubirea lui, n-a abandonat pe cineva. Deci nimeni în universul ăsta nu poate să fie abandonat. Numai că în funcție de ce gândești tu, de efortul tău de a te spiritualiza, ești mai aproape? E mai aproape sau mai departe. Asta-i tot. Dar vă dați seama ce lucru formidabil? Că și omul ăla ajunge acolo? E o redefinire a ceea ce înseamnă rai și iad, absolut, iar acele flăcări ale iadului sunt formidabil. Astăzi transformate. Da, eu spun astea după din anchete ce spun oamenii care au fost acolo, care au avut șansa să vadă, să se întâlnească cu ceea ce îi numesc ființa de lumină.
în universul ăla. Sigur că da, că toată lumea spune, da, e iluzoriu. Păi cum să fie iluzoriu când tu verifici istoriile? Cum să fie iluzoriu când femeia asta, Anita Morjani, are cancer limfatic de ultimă fază în care nimeni, toată lumea este disperată, intră în comă, nimeni nu mai dă nicio șansă și de acolo vine vindecată. Dar nu singurile cazuri. Cine a vindecat? Pentru că el se duce acolo și spune, du-te înapoi și te-ai vindecat. Și el vine vindecat. Poate medicina să facă într-o fracțiune de secundă să vindece? Medici. Care își vindecă, care fac infarct miocardic cu toate arterele coronatele obstruate. Merge în planul de dincolo, se întoarce și spune, ești vindecat. Nimeni nu-l crede. Îi se face din nou coronarografie și este așa. Cum e posibilă vindecarea într-o fracțiune secundă? Cine are puterea asta? Cine în afară de divin? Nu sunt argumente suficiente. Eu cred că doar ne trebuie să medităm. Doar trebuie să citim puțin, nimic mai mult. M-am gândit mult de ce unii oameni se apropie mai mult de religie, alții mai puțin. Ține și de experiență, experiența personală. Depinde de experiență personală, de educație, dar cred că și de structura lor, de factorii lor psihologici. Probabil că unii acum sunt mai îndepărtați. Va veni momentul când vor fi mai aproape. Unele se întâmplă niște lucruri deosebite în viață și atunci înțeleg că nu suntem singuri. În mod cert, nu suntem singuri în universul ăsta. Categoric nu suntem singuri. Dar să avem voință. Spune Iisus undeva un lucru care mi s-a părut extraordinar. Eu știu că voi nu puteți împlini tot ceea ce Tatăl meu vă cere. Dar Tatăl meu apreciază încercarea voastră de a face. Mi se pare formidabil. Adică fă-și tu efortul, fă-și tu ceva. În momentul universul ăsta este un univers foarte dificil pentru toți. Clar, ce se întâmplă în jur, doar să orb să fii, să nu vezi ce se întâmplă. Avem nevoie acum mai mult decât oricând să ne apropiem de sursă. De sursa noastră de lumină. Să ne înțelegem, să nu ne mai urâm. Să nu ne mai vrem rău unul celălalt. Să ne acceptăm. Am spus, nu să ne iubim, să ne acceptăm. Iisus ne cer să ne iubim. Eu spun doar măcar să ne acceptăm. Pentru că această intoleranță duce la toate relele posibile. Ura și intoleranța față de semeni este ceea ce vedem în clipa de față. Comunicarea înseamnă și un pahar de apă pe care îl oferi celuilalt. Dar acel pahar cu apă conține energie. Absolut. Da, depinde cu ce unul îl dai. Sunt mâini rești și mâini bune. Oameni care seamănă și nu iese nimic din semânțaia și din potrivă. Aparatele. Se povestește despre Edison că orice aparat pe care îl avea în mână funcționa perfect. Alți oameni, chiar savanți, aparatele au foc în prezența lor. Nu mergeau să stricau. Dar, iată, asta ține de proprietățile conștiinței noastre. Noi putem să influențăm chiar și elemente de ordin fizic. Uite, niște experiențe făcute cu contorul Geiger-Müller. Sunt acele care emită radiații alfa. Grup de copii, două grupuri. Unul sunt încurajați dându-se dulci. Uite, tu să te concentrezi pe ecranul ăla, te vedeau niște trase luminoase. Tu să te concentrezi ca astea să fie cât mai dese. Primești o ciocolată. Tu să te concentrezi ca aceste trase de luminoase să fie cât mai rare. Au reușit exact așa. Ceea ce înseamnă că mintea noastră are efect asupra lor. Mintea noastră are efect asupra tot ceea ce este. Noi nu putem să privim nimic fără să modificăm. Numai că la lucrurile solide în care aspectul de undă este mult mai lent manifestat, noi nu putem să vedem modificare imediată, dar pe sisteme foarte mobile putem să observăm rezultatele minții noastre imediat. Sunt, de pildă, mașina de fabrica numere. Dacă te concentrezi pe o anumită într-o anumită manieră, pur și simplu constați că statistic poți să determini anumite numere. Avem colegi care își doresc să câștige la loto. Nu le dați idei. Acolo nu câștigă. Noi nu putem, deci noi nu putem cere divinității niciodată lucruri care sunt contrare legii. Putem să-i cerem lucruri care sunt în acord cu legile noastre, cu bunul simț, cu dorința de ajutor a semnilor noștri. Dacă cerem lucruri, Doamne, dă într-o noapte să fiu bogat, dă într-o noapte să câștig la loto, lucrurile nu se întâmplă. Tocmai asta dovedește că există dincolo de neorațiune. Că nu e acolo ceva orb în care ești bun, ești rău, dacă îl ceri imediat să-și satisfac dorințele. Nu, nu.
Dimpotrivă, e o rațiune acolo. Este rațiune și bine. Deci, dacă, cel puțin din ceea ce rezultă din studiul de ultimă oră, referitor la Sfința Divină, este de o copleșitoare iubire și bunătate. Mi se spune lucrul ăsta, toți cei care s-au întors de acolo. Ați amintit în cărțile noastre de acel experiment al japonezului Masaru Emoto. Da, cuvintele care forme de influențează sigur că structura da. Apei. Structura apei. Fără îndoială. Da, asta mă duce cu gândul și la ceea ce se întâmplă la slujba de sfințire a apei, la aghiasmă. Da, s-au făcut experiențe. S-au dus apă comună, s-a lăsat în timpul slujbei și s-a văzut că avea proprietățile aghiasmă. Știți că există cărcutași care spun că acea apă se păstrează doar pentru că domnul are busuioc. Domnule, să ne înțelegem. Sau că a folosit argintul crucii. Să ne înțelegem. Aceasta e diferența între vechea știință și noua știință. A gândi în sensul celor, având ca fundament doar fizica clasică, doar viziunea materială despre lume, înseamnă să gândim cu 150 de ani în urmă. A gândi în sensul fizicii moderne, atunci care concepe universul ca un ansamblu de elemente interconectate, tot ceea ce spun eu nu vă poate fi indiferent nici mie, nici dumneavoastră, pentru că noi suntem interconectați pe o energie. Această energie este energia iubirii divină. Dacă noi o distorsionăm prin ură, atunci ne e rău tuturor. Asta li se întâmplă în lumea noastră. Că în loc de iubire, noi nu dispersăm în spațiul ăsta decât ură. Discriminare. Această discriminare duce unde suntem. Nicăieri la un rezultat bun. Dacă înainte vreme, când Domnul nu dispunea de ceea ce are astăzi ca arsenal militar, lucrurile se rezolvau mai mult sau mai puțin cu câteva pierderi în clipa de față la ceea ce este acumulat în întreaga lume. Șansa lumii de a supraviețui într-un război nuclear este absolut nulă. De aceea ni se cere insistent și de către univers și de către unul simț și de toți oamenii care sunt comentatori de bună credință a acestui fenomen. Înțelegeți-vă. Aveți acum ori șansa să supraviețuiți, ori să dispăreți. Pentru că uitați-vă și noastră, cât armament nuclear este acumulat în lume. Ce posibilități de transport la distanță prin rachete există al acestor bombe nucleare, care nu le poți ignora. Pentru ce atâta discordanță între oameni, atâta dezunire, atâta sălbăticie în comportament? Unde vrem să ducem? Încă o dată, de ce nu vrem să stăm fiecare la casa noastră? Spuneați că putem influența la un moment dat decizii printr-un efort colectiv, deciziile la nivel mondial. Foarte multă lume mă întreabă ce e de făcut. Pur și simplu. Cu toții să ne concentrăm în cele mai intime momente și aproape în fiecare clipă pe ideea de pace, pe ideea de bine al omenirii. Pur și simplu, dacă vreți, să ne rugăm. Să ne rugăm pentru pace, pentru salvarea omenirii. Nu numai a uneia mea, a dumneavoastră, nu la modul individual, a lumii. Ori tocmai această voce comună a tuturor poate să mai salveze ceva. M-ați băgat în liturghie acum, pentru că așa spune, pentru pacea de sus și pentru mântuirea tuturor. Asta trebuie să cerem. Iar liturghia înseamnă comuniune, comunicare cu mine care. Este obligatoriu dacă vrem să supraviețuim. Înțelegeți, sunt atâtea avertismente. Ori ne oprim, eu întotdeauna spun, dacă vrem să continuăm, trebuie să ne oprim. Ori ne oprim, ori dispărem, n-avem nicio șansă. În clipa de față, relațiile omenirii sunt atât de încordate, observați, la nivel de religie, la nivel de politică, la nivel de ce vreți dumneavoastră. Unii vor mereu puterea, vor puterea. Alții nu mai știu unde să se uite. Pe mine mă interesează puterea. Pe mine mă interesează ca lumea asta să supraviețuiască, ca noi toți să trăim și noi și toți ce lăsăm în urma noastră. Copiii ăștia care sunt cruzi, care n-au apucat să guste și ei de frumusețea vieții. Ce vinau ei să dispară? De dragul cuiva, nu știu de unde, care vrea el să vadă lumea cum arde. E drept, e corect? E moral? Spuneți, e moral? Să aruncăm în foc toată omenirea asta numai pentru că cineva are ambiții stupide? Nu-i ajunge unde stă? Nu-i ajunge ce are acasă la el? Eu nu știu cine e ăsta. Eu nu știu cine vagă zâzane în lumea. Nu știu cine aprinde mereu aceste conflicte în lumea asta.
Dar mă adresez divinității să înțeleagă, să facă ceva pentru asta. Și nu numai, nouă tuturor oamenilor. Dacă în clipa de față noi nu înțelegem ce imperativ avem cu toții, acela de a opta pentru pace, pentru înțelegere, pentru relații de salvare a întregii lumi, atunci n-am înțeles nimic. Cum ne putem proteja la nivel individual? Pentru că la un moment dat e greu să realizezi acea unitate colectivă. Tuturor ni se cere să ne schimbăm, să ne schimbăm comportamentul. Se spune că fiecare om care schimbă modalitatea de a gândi, de a gândi răutăcios adesea altora, puteți să căutăm câte lucruri cât mai simple. Cu cât suntem mai filozofi, mai îmbrăcați în cuvinte mai filozofice, mai rare, cu atât nu înțelegem nimic. Simplu spus. Fericiți și sărași cu Duhul? Poate că da. Acolo are mai multe interpretări, dar una dintre ele este că omul mai simplu e mai fericit decât unul care e foarte complicat. Am putea să o luăm una din variante. Deci, să renunțăm la răutate față de semenii noștri, să ne schimbăm. Se spune că schimbarea unui singur om poate să schimbe încă 100 de oameni. Ați întrebat ce să facem individual. Fiecare dintre noi să încercăm. Bun, toți ne enervăm, toți suntem oameni. Asta discutăm la modul concret. Altfel discutăm așa, utopic. Toți suntem oameni, toți ne irităm, toți avem o umbră de orgol, dar măcar în timpul imediat următor să sezăm, stai, m-am enervat degeaba, îmi fac mie rău, fac și celorlalți rău, fac lumii rău. Deasupra noastră, de ce mentalitatea lumii este o mentalitate războinică? Pentru gândurile noastre sunt nori întregi deasupra noastră și te alimentezi cu ei. De ce toate bolile pe care le avem? Nu sunt numai cauzele terestre de aici, sunt și cauzele pur și simplu psihice. Este o informație programată, boala? Păi noi nu programăm. Noi cu gândurile noastre. Tot răul ăsta înseamnă nori deasupra noastră și care cad și vin pur și simplu și ne influențează modul de a gândi. De aceea trebuie să facem efortul, imens efort de a ne schimba. M-ați întrebat individual. Da, trebuie să ne schimbăm individual, trebuie să ne schimbăm la nivel de colectivitate, să ne schimbăm la nivel de țară, de lume, de glob. Domnule profesor, emisiunea asta durează 45 de minute, din păcate... Asta veți alege din ea ceva. Nu ai ce să alegi din ea, aici trebuie dat cu totul. Problema este alta. Dacă vedem jurnalele de știri, dacă vedem informațiile cu care lumea este bombardată zilnic, prin acest instrument numit mass media, mi-e teamă că ceea ce noastră spuneți acum este o picătură într-un ocean. Gura. Da, dar oceanul e făcut din picături. Dacă fiecare am adăugat câte o picătură, am creat oceanul. Tu-i de acord? Ar însemna să faceți un efort televizat și să luați toate televiziunile și să mergeți la emisiunile de maximă audiență. Pentru că lumea audiență. Este rău construită, domnul Grigoriu. Pentru că nu vrem decât câștigul, nu vrem decât satisfacții. Și nu asta greșiți. Când omul vrea să spună ceva inteligent, nu-l lași, imediat îl întrerup. Nu-i cazul dumneavoastră, dar am văzut deseori. Și media, m-am întrebat media, când tot timpul, știți ce înseamnă asta, să emiți numai stirele? În primul rând, tinerii au nevoie de modele, de modele pozitive. Dumneavoastră nu le dați, le dați pe cele negative. Odată. Doi, toate știrile astea, gazele se vor scumpi, se nu știu ce, toate aceste lucruri nu fac decât să creeze stres, să ne îmbolnăvească. Păi noi toți acuzăm o medicină că e fără posibilități de a asigura starea sănătatea acestui neam, acestui popor. Noi înșine ne îmbolnăvim oamenii. Păi să ne gândim că de vreme ce noi ne plângem că suntem lipsiți de mijloace materiale ca să asigurăm sănătatea, tot noi creăm motive de boală. Ce câștigă? Hai un câștig, dar dumneavoastră vreți acolo de audiență, nu știu cât. Ăsta e prețul sănătății noastre? Ăsta? Putem sublinia împreună responsabilitatea celui care selectează știrea este... și faptul care are responsabilitatea noi... asupra unei colectivități? Deci, am spus un lucru mare. Am spus că în virtutea științei actuale, noi toți suntem interconectați. Noi toți avem responsabilitatea față de ceilalți. Nimeni nu este ceea ce este prin sine. Eu sunt ceea ce sunt și prin dumneavoastră și prin cei dinaintea mea și toți cei de după mine vor fi și grație mie. Alții, pentru ceea ce știm noi acum și discutăm, au plătit cu viața. Noi toți avem această responsabilitate prin ceea ce gândim, ceea ce facem, ceea ce simțim. Pentru că în clipa de față știm că tot ceea ce gândim pur și simplu are efect de unde. Distorsionează întregul univers și viața altora și universul dacă aceste gânduri sunt negative, dacă sunt purtătoare
de ură, de discordie, de invidie, tot ce rezonează, sau dimpotrivă. Dacă sunt gândurile cu o semnificație pozitivă, plăcută, armonioasă, influențează întregul univers, întreaga lume. Heisenberg, unul dintre marii creatori ai fizicii cuantice, spune textual că gândul nostru merge până la cel mai îndepărtat colț de univers, dacă universul ar avea un colț. Adică tot ceea ce gândim nu este numai proprietatea noastră. Mereu spunem chestia asta, că ceea ce spune proprietatea mea. Nu! Nu este numai proprietatea noastră. Ce scoatem noi pe gură, ce spunem, este proprietatea Pământului, a globului, a universului. Înțelegeți, a universului. Noi distorsionăm prin ceea ce vorbim întreg univers. Ne plângem de vreme că e în sus și jos. Păi astea sunt gândurile noastre. Asta e ce gândim noi. Vremea este copia noastră fidelă. E clișeul nostru. Nu ne place? Hai să ne schimbăm. De aici a spus un cuvânt mare. Responsabilitatea fiecare dintre noi a ceea ce facem. Ce gândim? Ce acționăm? Să ne gândim că ceea ce trece prin mintea noastră în fiecare clipă pledează pentru moarte sau pentru viață. Că avem o responsabilitate față de noi înșine, față de familia noastră, față de prietenii noștri, de semenii noștri, față de univers. Vrem ca universul să fie altfel? Hai să-l gândim așa cum îl dorim. Aceasta e responsabilitatea noastră. Poate că ăsta ar fi ultimul cuvânt care ar trebui să încheiem. Este de fapt responsabilitatea pe care ne-a învățat-o tot Hristos, tot Dumnezeu, și care se regăsește aici, pentru că este responsabilitatea omului care are capacitatea de a crea. Suntem creați după chipul lui Dumnezeu, tindem după asemănare, dar această asemănare implică această responsabilitate a cuvântului creator ziditor, sau dimpotrivă, așa cum a spus, a cuvântului care distruge. Iată două moduri de a discuta același lucru. Dumneavoastră veniți cu argumentul religiei, eu vin cu argumentul științei. Unul completează pe celălalt. Nu-l desfințează, nu-l neutralizează, ci dimpotrivă. Am spus că știința în clipa de față a atins acel nivel în care justifică ideea de divinitate? Justifică ceea ce religiile au afirmat din începuturi? Noi trebuie să ignorăm o istorie nefericită a lucrurilor. Nu trebuie să vedem religia prin ceea ce s-a întâmplat. De fapt, omul face o mare greșeală. Îi confundăm instituția cu oamenii. Instituția nu greșește, e o clădire cu un statut legal, un statut formulat, nu prin lege. Oamenii care reprezintă instituția sunt cei care sunt supuși greșelilor. Deci când vorbim de greșelile religiei, de inchiziție, toate lucrurile astea, nu biserica a făcut-o, oamenii în numele ei. Ce au făcut oamenii în numele ei, asta, da. Nu vi se pare interesant că venim cu două unghiuri de vedere diferite? Iată, religia de acum 2000 de ani și știința de acum după 2000 de ani, și toate spun același lucru. Mi se pare formidabil. Adică să explicăm în termeni științifici ceea ce de fapt a constituit pentru omenire un ghid, o religie. Cum să spun, mi se pare o victorie și a științei și a religiei. Personal încerc o recuplare. Nu încerc să elimin istoria, dar încerc să fac un arc în timp și să mă poziționez de fiecare dată în fața lui Hristos. Nu neapărat în fața bisericii, ci în fața lui Hristos, pentru că îmi iau de acolo seva originală. Îmi iau mesajul acela autentic al iubirii, al responsabilității, al comuniunii, care de fapt nu ne lipsește, pentru că de fiecare dată introducem în discuție elementele istorice pe care le-ați amintit și care ne învrăjbesc. De multe ori, în numele religiei, știu, capetele. Tocmai asta spun. Tocmai asta discut. De ce e nevoie și de știință și de religie să explice lucruri? Pentru că multă lume nu le au cu religia. Poate să le respingă religia sau să fie străin de religie. Bun, nu-ți place religia. Atunci, nici știința nu accepti? Dacă nici religia, nici știința nu accepti, atunci te întrebi, prin ce trăiești, omule? Ce-i ghidai în viață? Chiar nimic? Chiar nu reprezintă nimic în universul ăsta. Eu nu cred. Așadar, ajungem la acel sens pe care dumneavoastră încercați să-l prezentați cititorilor prin cărțile noastre, absolut, prin conferințele pe care le țineți, și la acel sens pe care, iată, biserica îl propovăduiește și care ne asigură continuitate și veșnicie. Da? Fără îndoială? Deci avem toate argumentele posibile. Cu alte cuvinte, fiecare poate să-și aleagă ce vrea. Îți place religia? O discuți în termeni religiei. Îți place știința? Poftim în termeni științei. Ambele sunt ajutor în aceeași măsură.
Dacă planul nu chiar în aceeași măsură. M-a întrebat cineva, zice, bine, dumneavoastră, ca, cum ați face diferența între religie și știință? În sensul trăirii. Păi știința îți conferă informație. Religia îți conferă trăire, emoție. Fără îndoială. Știința e rece, nu? Religia, dimpotrivă, apelează la emoție, la trăire. Deci un om, atâția oameni de știință sunt religioși. Nu-i poți bănui de naivitate. Sunt laureații Premiul Nobel. Nu poți să-i bănui de naivitate. Iată acest Savant Murakami, mare genetician, care a lăsat în urma lui ceva. Și care numește acest necunoscut, face o întreagă pledoarie pentru marele necunoscut, adică pentru divinitate. Japonez. Dar nu-i singur, am dat numai un exemplu. Paulescu. Care spunea, eu nu cred în Dumnezeu, eu știu că există Dumnezeu. Aia e diferență. Nu cred că există Dumnezeu, știu că există Dumnezeu. Era formularea lui. Pentru că a crede e o chestiune că ți-a spus altul și poate să te convingă sau nu, dar a ști, ești dincolo de orice credință. Pur și simplu este ființa ta profundă, pătrunsă de adevărul ăla și de acolo nu mai poți pleca niciodată. Nimeni nu te mai poate extrage de acolo. Asta înseamnă a ști. Și iată că asta face știința. Încă o dată, eu nu sunt un naiv când vorbesc despre lucrurile astea. Am experimentat, am argumente, cât vreți, despre lucrurile astea. Și este extrem de important pentru noi că să avem asta. Astea sunt dătătoare de sens, de finalitate. Dacă vreți, și de energie, și de dorință, de entuziasm, de tot ce vreți, de angajare, de a fi. Sensul de a fi. Domnule profesor, aș vrea să terminăm tot cu Michelangelo, pentru că Michelangelo spunea că viața este darul lui Dumnezeu pentru om. Modul în care omul o trăiește este darul omului pentru Dumnezeu. Și aș mai adăuga ceea ce spunea Mark Twain. Există două date aniversare extrem de importante în viața unui om. Prima, aceea în care se naște, și a doua, aceea în care înțelege pentru ce s-a născut și de ce s-a născut. Vă mulțumesc mult de tot pentru această întâlnire. Și vă mulțumesc. Aș vrea ca în acest final să vedeți, de fapt, o invitație pentru o nouă discuție atunci când se va putea. Vom vedea. Știu că sunteți foarte că ocupat. Dispune timpul de noi și noi de el. Vă mulțumesc mult de tot. Și vă mulțumesc.